fermă care face performanță atât în cultura de legume, cât și în cultura porumbului. Pentru fermierul Aurel Goțea din Scânteia, județul Ialomița, fiecare an vine cu o provocare majoră: cum să își împartă suprafețele lucrate în câmp. Începutul fermei de la Scânteia a fost în legumicultură. Cultura legumelor, a roșilor și a castraveților duduia în acele vremuri la Scânteia, după cum își amintește cu nostalgie fermierul nostru. Bună ziua, numele meu este Aurel Goțea, ne aflăm la Scânteia, județul Ialomița. Suntem la ferma Goțea, o fermă înființată în urmă cu 12 ani de zile. Inițial am început să cultivăm legume, pentru că suprafețele nu aveam suprafețe așa mari și cea mai bună opțiune a fost la momentul respectiv să cultivăm legume. Am început cu toată gama de legume, am dezvoltat parteneriate cu fabricile de procesare și am încercat să dezvoltăm suprafețele cultivate. După câțiva ani de zile am reușit să încheiem contracte destul de bune cu fabricile de procesare și am dezvoltat suprafețele destul de mult. Am reușit să cultivăm peste 100 de hectare de roșii, castraveți de câmp și alte legume care erau atunci la mare căutare. La momentul respectiv se cultivau aproximativ 1000 de hectare de roșii, dintre care cam 10% le dețineam noi. Erau și ceva ajutoare venite de la Uniune, încă mai sunt sprijinul cuplat care ne-a impulsionat destul de mult. Subvențiile au impulsionat agricultura, dar tocmai ele au fost cele care au făcut ca legumicultura să decadă în zonă. În ultima perioadă a scăzut destul de mult valoarea sprijinului cuplat, de exemplu la castraveți a rămas undeva la 700 de euro pe hectar, castraveții de câmp, ceea ce înseamnă destul de puțin la o investiție atât de mare. Vorbim de peste 10.000 de euro pe hectar, cultura de castravete. Este o cultură foarte intensivă. Și la roșii același lucru, prețurile nu au reușit să țină pasul cu toate scumpirile și am rămas la o suprafață mai mică de legume și am căutat alte culturi la fel de intensive, cel puțin, și am descoperit această cultură de porumb intensiv, irigat prin picurare, la densități foarte mari. Salvarea fermierilor a venit din sistemul de irigații, baza de la care Aurel Goțea a pornit când a dezvoltat una dintre cele mai performante tehnologii de cultură a porumbului. Am observat că la acest tip de irigații este foarte benefică o densitate mare. Și ca să putem mări densitatea, am trecut la rânduri duble de anul acesta. Am crescut cu 10% densitate, am ajuns la 110.000 de semințe pe hectar însămânțate. O densitate foarte mare. Anul trecut, cea mai mare producție a fost de 24 de tone pe hectar. Cu o medie pe toată ferma, anul trecut am avut 200 de hectare de porumb cu picurare și am avut media de 17,4 tone pe hectar. Este o tehnologie destul de scumpă, cheltuim aproximativ 10.000 de lei pe hectar, doar că anul acesta în care costul inputurilor este foarte mare și riscul unei culturi destul de slabe, neirigată, este foarte mare și atunci nu putem risca 5-6.000 de lei pe hectar la o cultură neirigată. Am preferat să cheltuim mai mult, undeva la 10.000 de lei pe hectar și avem o cultură sigură și suntem siguri că nu stăm la mâna ploii. Terenul se lucrează convențional, apoi aplicăm o doză un pic mai mare de fertilizanți, pentru că este normal și consumul este un pic mai mare, pentru că avem mai multe plante. Apoi venim cu sistemul de irigat, începem să irigăm cu norme periodice și destul de consistente la hectar, aproape săptămânal. Venim cu 30-40 de litri pe metru pătrat. Apoi mai venim fazial cu ceva fertilizanți, o densitate foarte mare, hibrizii îi alegem cu grijă și majoritatea hibrizilor sunt hibrizi foarte tardivi, pentru că avem nevoie de perioadă de timp să acumuleze atât de multă
cantitate în bob și atunci și producția este mai mare. Sistemul de irigat prin picurare în ansamblu este un sistem destul de recent implementat în piață, nu numai la noi, dar și la nivel mondial. Dar nevoia asta acută de apă la cultura mare ne-a împins să adoptăm același sistem, chiar dacă costurile sunt substanțiale, undeva la 2-3 mii de lei pe hectar investiția, se justifică, mai ales că anul acesta cereale au un preț destul de bun și ar fi păcat să investim atât de mult într-o cultură de porumb și să nu reușim să recoltăm nimic din cauza secetei. În ferma Goțea, legumicultura rămâne o componentă importantă. De peste 12 ani, fermierul cultivă castraveți, iar tehnologia aplicată este la nivelul exploatațiilor intensive pe care Aurel Goțea le-a vizitat în vestul Europei. Am început cu 3 hectare, o cultură nu chiar intensivă ca acum. Am avut suportul firmelor importatoare de semințe, ne-au ajutat să implementăm tehnologii cât mai avansate și în momentul de față pot spune că este maximul la care poate fi dusă o cultură de câmp. Vorbim de un potențial de producție de aproximativ 130 de tone pe hectar, producții care anii trecuți s-au atins și oamenii nu mai sunt solicitați așa mult în timp ce recoltează acești castraveți. Avem condiții foarte bune de lucru și totodată și putem oferi salarii bune pentru că este o cultură intensivă cu o producție foarte bună. Și atunci putem recompensa și oamenii să cu un salariu bun și pot lucra decent chiar și în agricultură. Pentru că la sat este foarte important să avem ferme de genul care angajează oamenii din sat și le dau de muncă și nu mai sunt nevoiți să plece în străinătate la aceleași munci. În momentul de față mai este o singură fermă care lucrează astfel de cultură. Noi avem 10 hectare, o suprafață unde o să lucreze aproximativ 70 de oameni. Nu mai sunt multe ferme pentru că, din păcate, nu au fost încurajate tipul ăsta de activități. De multe ori oamenii au fost descurajați să vină să lucreze în fermă pentru că li se impunea să nu aibă alte venituri și li se tăia ajutorul social sau alte probleme de genul. Lucrurile astea s-au rezolvat, nu mai e nicio problemă, acum pot lucra cazilieri fără să li se impute ajutorul social sau alte venituri. Acești castraveți sunt semănați în urmă cu 3 săptămâni, au răsărit corespunzători, acum am început să le administrăm fertilizanții, îi irigăm periodic, așteptăm să ajungă la maturitate, să începem recoltarea cam în 2 săptămâni. Ei din acest stadiu se dezvoltă foarte repede, încep să înflorească și în 2 săptămâni o să intrăm la recoltat. Ce face diferența între o fermă precum cea a lui Aurel Goțea și alte exploatații? Răspunsul este dat chiar de către agricultor, implicarea autorităților. Suntem norocoși că în zonă trec canale de irigații, avem toată suprafața de pe raza comunei este irigată și în momentul de față irigăm după 6 stații cu debite foarte bune care ne asigură tot necesarul de apă pentru irigat. Anul acesta apa a venit pe canal destul de repede. Nu sunt probleme, totul funcționează așa cum ne planificăm. Din punctul ăsta de vedere suntem foarte norocoși că lucrurile merg bine. Instituțiile statului și-au făcut treaba și au făcut investițiile prin cadrul ANIF, prin cadrul organizațiilor de vânători. Apa a ajuns pe canal în ultimii ani destul de bine și repede. Treaba noastră a fost să ne îmbunătățim infrastructura secundară, să ne reparăm subteranele, să reparăm hidranții și tot ce ține de sistemul din fermă, și anume sistemul de irigat prin picurare în cazul nostru, care este un sistem destul de costisitor, că o mare parte din el se achiziționează an de an, dar și rezultatele sunt extraordinar de bune. În momentul de față încercăm să avem culturi sănătoase și
să producem exact ceea ce cere piața. Piața cere în momentul de față culturi foarte sănătoase, aspectuoase, care pot fi procesate și lucrate corespunzător și totodată trebuie să avem grijă să ne încadrăm și în costuri, că până la urmă degeaba facem lucrurile bine dacă nu suntem și profitabili la final. Și momentan nu avem o cerere foarte mare pentru produsele de gen bio. Agricultura nu este o meserie, este un stil de viață în primul rând. Deci vizităm ferma de câte ori putem, de multe ori, de 4-5 ori pe zi, orice colț din fermă, nu doar sola de legume sau cultura de porumb. De multe ori nu avem timpul necesar să vizităm chiar tot, dar atât cât ne permite timpul, nu este considerat o activitate de serviciu. Este o plăcere să vizitezi culturile și să vezi că totul merge bine. Dar de multe ori mai apar și probleme și se rezolvă din mers.